Guvernul a adoptat în ședința de miercuri unele reglementări în scopul înlesnirii condițiilor de ieșire din România a cetățenilor români minori. Astfel, declarația de acord a părintelui care nu îl însoțește pe minor în timpul călătoriei poate fi eliberată pentru mai multe călătorii, respectiv pentru o perioadă de până la 3 luni, fără menționarea destinațiilor. În acest moment, legea obligă părinții să autentifice declarațiile pentru fiecare ieșire din România a minorilor cu precizarea destinației și a scopului deplasării. Potrivit legislației actuale, este obligatoriu declarația autentificată pentru fiecare ieșire din România a minorilor sau întocmirea unei declarații pentru toate deplasările în străinătate, ceea ce a provocat nemulțumiri îndeosebi în cazul minorilor care călătoresc frecvent pentru a desfășura activități culturale, sportive, educaționale în afara țării, se arată într-un comunicat al guvernului. De asemenea, se elimină obligativitatea menționării scopului deplasării și a rutei din cuprinsul declarației notariale privind acordul părintelui pentru efectuarea călătoriei în străinătate de către minor însoțit de o altă persoană. Această modificare survine întrucât în practică nu există situații în care minorilor nu li s-a permis ieșirea din țară, deoarece, independent de voința însoțitorului, compania de transport a modificat traseul ce urma să fie parcurs până la destinație. Potrivit guvernului, în cazul minorilor care au domiciliul sau reședința în statul de destinație, nu mai este necesară prezentarea declarației părinților sau tutorilor. Scopul acestor modificări este de a găsi soluții adecvate, ușor de îndeplinit și mai puțin costisitoare, privind condițiile în care cetățenii români minori pot călători în străinătate, însoțiți de părinți sau tutori legali. Actul normativ vizează totodată și regimul eliberării pașapoartelor diplomatice și de serviciu. Astfel, pașaportul de serviciu se eliberează și pentru personalul autorităților publice care candidează pentru posturi în cadrul unor organizații, instituții și misiuni internaționale, la cerere sau care ocupă funcții de expert național detașat la instituții și organismele Uniunii Europene. Se vor elibera pașapoarte diplomatice sau de serviciu și copiilor aflați în întreținerea persoanelor expres prevăzute de lege trimise în misiuni oficiale în străinătate, precum și soțului ori soției acestora atunci când copiii însoțesc în cursul misiunii oficiale în străinătate. Reglementarea este însoțită de obligația ca pașapoartele să fie predate de către titular la încetarea calității sale oficiale, în caz contrar fiind anulată de Ministerul Afacerilor Externe.